revenit la Starea Nației. Eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Haideți, haideți, dragii mei, să începem împreună o nouă săptămână în această țară superbă, în care, iată, nivelul de trai crește într-o zi cât la alții în 10 ani, în care salariile se măresc fără să fie mărite, în care pensiile au ajuns chiar, mă scuzați, nesimțite, nu mai știu pensionarii ce să facă, domne, cu atâta bănet. Ce? Ce-am pățit? A, nimic, nu! Mi-au dat medicii niște pastile mai puternice și mă simt mult mai bine, așa, sunt mai optimist, da, văd doar jumătatea plină a paharului, sunt vesel. Hai, mucles! Despre sănătatea creierului vorbesc în această seară la Tâlc Toc cu neurochirurgul Vlad Ciurea. Mi se pare incredibil că suntem dispuși să urmăm de-a lungul vieții așa tot felul de diete cretine când ne apar colăceii la burtică, dar nu ne interesează aproape deloc ce trebuie să facem ca să n-ajungă să ne viziteze... Mă scuzați, mă... Neamțul ăla, mă... Zi-mă... Am uitat. Da, mă scuzați, ce să... Tot auzim asta. Facem reforme. UE ne dă bani doar dacă facem reforme. Ok, ok, mi se pare normal. Plus că noi la reforme, ce vorbești, bă, suntem campioni mondiali. Deci n-ar fi nicio problemă. Noi facem reforme cum fac pițipoancele selfie-uri. Alta e întrebarea. Reformă la noi, la români, înseamnă și altceva decât înghețări de salarii și pensii? Va duce modernizarea în fiecare colț al României. Se construiesc spitale noi de la zero în toată țara. Ce părere aveți? Nu e așa că e al naibii de amuzant să-l vezi vorbind despre spitale noi pe cel care a închis zeci de spitale în țară pentru că așa s-a trezit șeful lui într-o dimineață, buhăitul, ăla pus pe austeritate și reforme? Da, asta e întrebarea. Reformă pentru liberali înseamnă ce însemna și acum 10 ani? Înseamnă că nu vor mai fi creșteri de salarii și de pensii? Că să știm naiba ce ne așteaptă, nu? Eu îmi pare rău că trebuie să vă contrazic și vă contrazic foarte puternic. Datele INS arată că venitul mediu net, adică după ce luăm, scoatem influența inflației, a crescut în România cu 7%, acum vorbim în anul acesta, cu 7,7%. E, cred că pe declarația asta, un psihiatru ok poate să pună un diagnostic destul de precis. Dacă știi să te uiți peste o balanță, nenea Câțule, asta nu te face un bun economist. Iar vrăjeala cu venitul mediu net care a crescut poate să meargă la oamenii care nu știu să facă diferența dintre brut și net, dintre nominal și real și așa mai departe. Creșterea venitului mediu net nu reflectă automat o creștere a bunăstării generale pentru toată lumea. Sigur că domnul Câțu știe toate astea, doar că mizează pe faptul că nu-l trage nimeni de mânecă să-i spună: amice, ești mincinos. E posibil ca în anul 2021 pensiile să crească cu 3%. Nu pot să spun lucrul acesta. România nu și-a permis anul trecut, nu și permite nici în 2020 acest lucru. La bugetul actual și capacitatea noastră economică nu poate fi acoperită această creștere. Fără creștere salarială, bineînțeles. O fi minune, a? Minune! Cresc salariile și pensiile fără să le creștem. Da, mă, le lași seara cum sunt ele și a doua zi de dimineață când te trezești, pac, sunt mai mari. Te frești la ochi, te ciupești, bă, nu visezi, chiar sunt mai mari. A, cum am tot zis aici că au crescut veniturile unora din privat mai mult și trag media după ei, asta nu înseamnă că toți românii au o putere de cumpărare mai mare. Nu mai spun de cei care au rămas fără muncă în ultimul an, deci sunt socotiți în altă parte. Ce să mai e simplu, minciună, nenea Câțu. Nu ne poți spune că salariile și pensiile care nu cresc, totuși cresc. Sau asta vrei să ne spui? Să ne faci de balamu, că să nu mai înțelegem nimic. Vom reforma companiile statului, vom reduce risipa,
Vom elimina furtul din banul public, care a fost practicat ani de zile de PSD. Vom avea o lege a salarizării. Știu! Vom! Noi întotdeauna vom. Nu știu dacă acest vom vine de la om sau de la vomă, dar asta e altă discuție. De un an și jumătate, companiile statului, toate, sunt sub conducerea marelui PNL. Ați numit oameni peste tot în ultimul an și jumătate. Vreți să spuneți acum că reforma înseamnă să dați afară liberali, nu? Că pesediștii în funcție sunt doar pesediștii care s-au făcut liberali. Dar să revenim la bani. Oare asta e reforma pe care ați promis-o voi la Bruxelles? Bă, nu mai mărim nimic în anii care vin? Că dacă e așa, ar trebui să le spuneți cetățenilor, nu? Trebuie înghețate salariile și pensiile. Și eventual țintită creșterea pensiilor foarte mici, dar anvelopa salarială la bugetară trebuie să fie înghețată, ca de altfel și anvelopa destinată plății pensiilor. Asta a convenit guvernul cu Comisia Europeană în discutarea PNRR-ului. Fai de mine! Vezi, mă, zici că duce corpul, duce ficatul, dar uite cât de greu ajungi să legi vorbele între ele la un moment dat. Deci, Neacâțu, e cum zice Matolache? Asta a stabilit voi? România la frapieră? A? La gheață? Repet, ar trebui să le spuneți asta oamenilor. Să creăm aici calitatea vieții în măsură să-i aducem pe românii care au plecat în sănătate acasă, iar prin educație să aibă toți acces la un salariu mai bun și la o viață mai bună. Nu știu, urât e când îți ia Dumnezeu simțul ridicolului, mințile și îți dă drumul așa prin lume să te faci de râs. Iar ni se promite o Românie de peste 20 de ani. Oh, priviți în zare, dragi români! Vedeți chestia aia de departe, aia mică așa? E aia, e România. E frumoasă, e bine, e super. Dar, ca să ajungeți acolo, trebuie să începeți să faceți foamea, pentru că nu veți mai primi niciun leu în plus. De fapt, asta e minciuna. Hai, să le promitem orice, spitale și altele pe care nu le vom face niciodată. Doar ca să tacă, să nu urle de foame, că-s proști, cât de proști sunt. Creșterea pensiilor și mai ales creșterea puterii de cumpărare a pensiilor. Și cine vine să ne spună asta? Unul ca Orban sau unul ca Boc, din cauza cărora țara arată azi cum arată? Asta e tare, asta staie orice speranță dacă te uiți așa la România ultimilor 10-15 ani. Când Câțu vorbește despre necesitatea reformelor, păi să se uite la Boc, că el a fost responsabilul cu reformele ani buni și a făcut rahatul praf, asta a făcut. Dar se pare că și oamenilor le place, mă. Altfel n-ar mai avea Boc tupeul să iasă și să vorbească despre cum trebuie să facem ce n-a făcut el când a tăiat pensii, salarii și a închis spitale. Oameni buni, se știe, de aici încolo scapă cine poate. Nu știu, parcă un vestim. Campania de vaccinare merge foarte bine, da? Asta ni se spune de sus, nu? E, realitatea e un pic diferită, nu mult. În sensul că da, campania de vaccinare merge. Nu rău, ci foarte rău. Numărul celor care se vaccinează într-o zi a scăzut cu aproape jumătate în decurs de doar o săptămână. Duminica au fost sub 55.000 de români care s-au vaccinat. Duminica trecută știți câți au fost? 100.000. Mai mult decât atât, din cei 55.000, peste 30.000 au făcut rapelul. Asta arată cât de puțini sunt oamenii noi care se vaccinează, da? Doar 24.000. Iar după aceste vești nasoluțe, zic să ne mai și descrețim frunțile, da? Gheorghiță, ia bagă tu, mă, ceva din vastul tău repertoriu. Nu cred că este o inhibare a apetitului. Eu cred că în momentul de față suntem în segmentul populațional ezitant. Este importantă o abordare complementară a campaniei de vaccinare prin care să diversificăm activitatea. Deci asta așa, ca să înțelegeți cam cum stau lucrurile. Nu, că am zis să apelăm la cineva care chiar știe ce spune. Stați că mai avem.
Mai avem încă un concept la care ne gândim din ce în ce mai mult și încercăm să-l operaționalizăm. Este conceptul orașul vaccinează statul. Ce face? Gheorghiță? Te avertizez, mă băiatule, să nu zici că nu ți-a spus nimeni. Vorbește-le tu așa oamenilor pe la țară, să vezi ce bătaie ți-ei. Ce face, mă? Ce ne face orașul? Ne operaționalizează? Cu concept? Bă, tu faci mișto, că pun acum mâna pe ceva și... Ai grijă, Gheorghiță, ai grijă că prea o arzi cu concepte, dar realitatea e moartă în coteț. Și acum ceva rar, chiar de colecție. Îmbinând, pe de altă parte, conceptul real de solidaritate și nu doar o vorbă în vânt, cu încrederea, putem să asigurăm. De aici înainte, noi estimăm că va fi o evoluție ondulantă a numărului de persoane care se vor vaccina. Deci, dacă aș fi în locul lui Iohăniță, pentru aceste cuvinte l-aș decora pe Gheorghiță. Da, l-aș trece la arma terorist psihologic. Da, te înnebunește Gheorghiță dacă vrea. Păi cum îmbină el conceptele și face o evoluție ondulantă care... Haolo, Gheorghiță, să nu ne legi naiba cu nuniile, ai grijă. Auzi, dai și de noroc la loto sau doar de sănătate, mâncați-ași gurița ta de român. Păi, na, pare că e bine, nu? Adică, pare că știm ce facem cu conceptele astea, zic, cu ondularea, cu... Nu, sincer, acum, dacă aș fi în locul lui Iohani și l-aș vedea pe Gheorghiță vorbind în halul ăsta, mi-aș smulge cablul din priză, jur. Pentru că dumneavoastră nu mă bat. Hai, lasă-mi. Hai, și cum s-a întâmplat scăderea numărului de vaccinați? Ați observat? Exact când urlase domnul Câțu la miniștri, vor, doamne, ieșiți în stradă. Când au ieșit ăștia în stradă, a intrat lumea în case. Ce-or fi zis și oamenii? Bă, dacă să-ți dispară portofelul, mai bine mai aștepți un pic cu vaccinarea. Poate intră ăștia în casă. Vreau să fac voluntariat, să ofer certificatele de vaccinare. Primi salat, tana! Ce tana, mă, mai degrabă, Nino, Nino! Câțule, Câțule, bagă-i înapoi în guvern, că ăștia alungă populația. Nu știu cum să o zic fără să jignesc. Ai văzut și la alegeri, au ieșit pe străzi politicienii lupește, asta lumea în casă. Vrei invers? L-am luat pe jos? Da. Câțule, eu când mă uit la băiatul ăsta cu halatul ăla, mi-aduc aminte de vremurile când mâncam carne și tăiam porcul. Bă, dita mai omul cu halatul ăla, pare că tranșează păpuși în beci. Dan Barna s-a pozat alături de jucătorul francez Florent Malouda. Și după ce i-a alungat pe oameni de la vaccinare, Barna s-a dus să-i alunge și de la stadion. La Ploiești, la mine, finala cupei, n-avem noi echipă, dar avem stadion. Barna s-a pozat cu Malouda, vicecampion mondial, jucător la Chelsea, an bun. Mă rog, și Malouda ăsta când l-a văzut pe Barna, mamă, zici că nebunise, mă. Monsieur Dan, oh, anotograf, s'il vous plaît, oh mon dieu, Danus Bahna, oh la la. Vă spun, mi-au zis oamenii de la stadion, n-a scăpat Barna de el până nu i-a dat mai multe autografe. Cred că e singura țară în Uniunea Europeană unde, unde cetățenii se pot duce să-și aleagă cu ce vaccin doresc să se vaccineze oricând, oriunde. Deci mai mult de atât. A, așa mă, nea Florine, așa mă, dă-o iar pe oameni. Talentul tău să dai vina pe cetățeni. Câțule, da, fă d-alea, mă. Bă, alții n-au și voi nu mai știți de atâta bine. Mă aruncați cu dozele, le trageți pe în fund, faceți mofturi. A, că nu vreau Moderna, că vreau Astra, că nu vreau Astra, că vreau Pfizer. V-am răzgăiat, bă, v-am răsfățat prea mult, de-aia faceți așa. Lasă că vedeți voi pe dracu gol. Ce să, ai fost prea bun, nea Florine, prea bun cu noi. Iar poporul, uite, te ia la drulă, vorba aia. Ai grijă, Florine, ai grijă că, uite, dacă ești bun, ești prost. Orban, cu care te bați tu la șefia PNL acum, ne-a învățat, da. El știe ce să ne facă atunci când suntem plini de figuri, când iată ce zice ilustrul imunolog și om de stat, și că Orban. Și așa, noi organizăm vaccinare gratuită, practic. Statul român suportă toate costurile de vaccinare. E o situație excepțională. Da, și aici aș spune că mai facem asta o perioadă de timp, până ajungem la un nivel de imunizare de grup.
E, asta a fost, în opinia mea, știrea zilei. Orban tocmai a anunțat că vaccinurile vor mai fi gratuite o vreme, apoi gata, nene, pe bani, păi ce atâta? Cu alte cuvinte, bă, vă dăm acum gratis până trece pandemia, apoi plătiți. Bă, băiatule, că nici nu mai știu cum să-ți mai zic. Dozele astea nu sunt gratis, mă, bosule. Le plătim de la buget. Iar la buget, din ce știu eu, nu sunt banii tăi de acasă, Orbane. Sunt tot banii noștri. Și că, șicuță, hai mă să gândim puțin. Că am ajuns și noi la o vârstă și tot cu amenințări de-astea ieftine umblăm. Trebuie să fie disponibil tuturor românilor, pentru că în România vaccinul rămâne, este gratuit și rămâne gratuit. Aolea! Și că ce ai făcut, mă? Ți-a dat domnul premier cu ziarul peste bot, în jap, dacă n-ai fost cu minte. Bă, ce-mi plac astea, de 30 de ani se întâmplă. Vine președintele camerei dimineața, dă foc la țară, apoi trebuie să iasă premierul cu mașina de pompieri să stingă focul. Hai, mă, competenții? Hai, mă, că ați muncit și azi, nu? Vin poartă-n poartă, ușă cu ușă, bătând, v-am adus vaccinul, haideți să vaccinați. A, frumos, cum era aia? Iată vin vaccinatori, florile de albe. Așa trebuie, bă, din ușă în ușă. Și cine nu deschide, cu masca ațitată la 5 dimineața, deschideți, poliția, pe burtă! Ridică mâneca, pac, gata, te-am vaccinat. Oamenii vor începe să colaboreze cu noi, când își vor da seama că suntem hotărâți să acționăm. Lupta din PNL pentru șefie a ajuns la faza pe grădiniță. Da, a zis Boc de Câțu că e viitorul partidului. Mamă, când a auzit și că să înnebunească. Bă, păi dacă ăla-i viitorul, eu sunt alfa și omega, bă, sunt începutul și sfârșitul, sunt miezul de... Și l-am oprit, că cine știe ce tâmpenii mai spunea. Bombardier, mă, nu alta. Cum vă considerați trecutul sau viitorul acestui partid? Și trecut, și prezent, și viitor. El e cel ce este. Sau, cum ar zice Evanghelie, el e care este. Dar să vedeți ce frumos le pune viața cu mânuța. Orban face aceste declarații în campania lui pe la Brăila și Galați, unde a vizitat și marele pod peste Dunăre pe care îl facem. Sau, cum ar spune domnul Ludovic Orban, podul care îl facem. Și e tare mișto să vezi că acest pod a început atunci când Orban era ministru al transporturilor. Când adică? Păi eram noi mici, mă, da, în 2007, în guvernul Tăricianu, cam în vremurile astea, dacă vă amintiți. De mult de tot, bă, era șoșoaca mică, ce, cât Loganul era. Pe vremuri, mă, era Iohannis la a doua casă abia. Trăgea tare proful de fizică, da, fugea de ghinion. Asta e frumos la noi. Orban se laudă azi cu ceva care ar trebui să fie o pată pe obrazul oricărui politician. Vedeți acest pod început acum 200 de ani? Eram ministru atunci, da. Am trăit să-l văd și pe el mare, la casa lui. A, podul, bineînțeles, nu e gata, nu. E departe de a fi gata, are picioare. Dar mai trebuie, mă, corp, cap, na, că nu poate fi doar picioare. Mânuțe, alea. Până la alegerile prezidențiale mai este timp. Sigur că odată ce candidez la prezidenția Partidului Național Liberal, nu scot din calcul și această perspectivă. Așa ar trebui, Orban președinte să facă peste vreo 10 ani altă vizită la pod. Și podul să nu fie gata, de ce ar fi, nu? Și Orban să zică, mi-aduc aminte, dragii mei, încă mai aveam dinții în gură când s-a început podul ăsta. Hai, mă, șică, hai, mă, las-o jos, vezi și matale de treabă, ne vedem și noi de ale noastre. Că mă prezint cu încredere, cunosc foarte bine Partidul Național Liberal, practic aș putea spune că cunosc cel mai bun cunoscător al Partidului Național Liberal și numai, în general, al țării. Ne-am dat dracu, mă, e cel mai bun cunoscător al PNL și al României. Dar fă-te istoric, Orbane. Da, păi ție pare că-ți place așa la bibliotecă foarte mult.
Păi de unde cearcănele alea? De la citit, de la lectură, mai caz cu fața în dicționare? Se vede, bre, se vede. Ce naiba, cum ești tu șifonat așa tot timpul, da? Apropo de treaba asta cu școala, cu cititul, voi ați observat că am și renunțat să-i mai taxăm că vorbesc greșit limba română? Adică atât de prost se vorbește în societate, atât de mulți sunt cei care nu știu să scrie, nu știu să vorbească, încât atunci când faci vreo observație, sar mulți din cadă. Lasă-mă cu limba română, dă-o dracu de limba română, judecă bă un om după ce face el, nu după cum vorbește. Wow! Abia atunci ești sigur de unul că e prost cu șanse foarte mici de recuperare, când spune așa ceva. Principalul punct al vizitei oficiale care o efectuez în Franța, efectele măsurilor care deja le-am luat, Ăsta-i șică, ăsta-i Orman, de 30 de ani de când e el pe la televizor, vorbește ca o cizmă, numai care în loc de pe care, zici că o face intenționat. I-am explicat de zeci de ori, bă, nu pricepe, nu vrea. Dar cum ziceam, dă-o mă încolo de limbă, săriți bă cu picioarele pe ea. Prostia dată de lipsa de educație a ajuns o virtute la cei care n-au grija zilei de mâine. Că n-are cum să nu te încerce sentimentul ăsta grețos. Îi vezi îmbrăcați la costume, îi vezi tunși, frezați, parfumați, cu banii în conturi, cu mașină la scară, dar ei sunt niște agramați, mă, niște inculți. Ca acele panorame de autogară, de alea care se dau cu parfum peste transpirație în loc să se spele. Așa și ăștia, multă spoială, costum, cămăși albe, dar altfel n-au deschis o carte de la capra cu treiezi. Urlă prostia în ei. Cum deschidea cartea? Îl durea creierul mic. Gata, oameni buni, haideți că am revenit. Bă, am revenit noi, dar fiți atenți cine a mai revenit. Corupția, bă! Cine ar fi crezut? Iată, poliția rutieră Sibiu a rămas doar cu 2 polițiști după ce 25 de oameni sunt anchetați pentru luare de mită și abuz în serviciu. 25 din 27, vă dați seama? Vreo 10 stă în arest, alți 5 în control judiciar, ceilalți stau cu mine și dau declarații despre cum luau cașcaval de la șoferi. Procurorii spun că faptele au început în 2019. Un șofer a mers și a reclamat faptul că a fost oprit în trafic de un polițist. A spus că polițistul respectiv i-a cerut o sponsorizare pentru echipa de fotbal a poliției din Sibiu. Da, foarte tare treaba asta pe care am văzut-o prin presă. Faptele de corupție sunt încă din 2019 și au continuat. Nu mă sunteți nebuni. Atunci au început ei să fie urmăriți, filați. Faptele astea sunt de când s-a inventat poliția rutieră. Ce naibă, mă, pe ce lume trăim? Polițiștii ăștia aveau case de 500 de metri pătrați, dețineau terenuri, conduceau mașini scumpe. Despre ce discutăm aici? Nu putem apoi să fim atât de naivi încât să spunem: a, ia uite bă, ai văzut ce-i la ăia la Sibiu, domn, incredibil. Pe bune? E altfel prin alte locuri? Haideți mă să fim serioși. Ancheta continuă tocmai pentru identificarea și altor șoferi. Sunt peste 200 de fapte de dare de mită. Hai mă, hai, repet, nu cred că cineva e atât de naiv să-i cauți acum pe șoferii care au dat mită. Haideți mă, pe bune, folosiți-vă energiile și resursele în a-i găsi pe cei care au făcut bani din asta. Dar nu ieșim din prostia asta de abordare. Ancheta a pornit după ce un șofer a reclamat că a dat mită. Oameni buni, de 30 de ani vedem procurori cu niște case imense și mașini și iahturi și șefi de prin poliție, la fel, vame și la fel, o droaie de gradați de toate felurile care nu-și pot justifica averile. Și instituțiile se fac că nu știu și că au nevoie de niște reclamații ca să pornească. Păi când unui șef de la FISC i-a răsărit o casă cât un liceu, nu e evident că n-are cum să aibă așa ceva din salariu? Cum e posibil să nu existe într-o democrație acest mecanism clar care prevede ca funcționarii publici să justifice, mă, fiecare bun pe care l-au, fiecare proprietate, fiecare metru de pământ? Ne interesează corupția legată de pandemie pentru că este foarte grav ca unii oameni să profite, ca unii cetățeni cu funcții de conducere în statul român,
să profite de această situație gravă și să se îmbogățească în, pe seama bolii, a suferinței oamenilor și chiar a mulții acestora. Na, domnul este Crin Bologa, șeful DNA. Și vorbește despre corupția din pandemie și despre faptul că la DNA sunt peste 90 de dosare în lucru. Șeful DNA spune clar, e vorba de cetățeni cu funcții de conducere în statul român care s-au îmbogățit fraudulos în pandemie. Și mă întreb, oare domnul cetățean de la Cotroceni ce are de zis despre asta, a? Pârtie! Umblă, umblă și că prin țară ca un cățel în călduri. N-ai văzut, e ca atunci când îl vedeai pe marginea drumului în campanie. Da, se apuca să vorbească așa cu orele. Azi a fost senzațional. Priviți cum vorbește el despre reforme. Deocamdată se lucrează la reforma pensiilor. E, lăsați ce zice. Nu, nu contează. El n-a zis niciodată nimic, săracu. Dar voi vedeți cine e lângă Orban? Dați, alo, regia, dați, domne, caseta să vedem faza, cum era pe vremuri la procesul etapei. E, ăla din dreapta lui Orban e nimeni altul decât Daniel Constantin. Daniel Constantin, mă, unul dintre traseiștii de carieră ai politicii. Copilul de suflet al lui Dan Voiculescu, apoi s-a dus în ALDE, apoi s-a dus la Pro-România, la Ponta. Păi să vorbești despre viitorul României alături de Daniel Constantin, e ca și cum ai apărea, mă scuzați, în fundul gol undeva în piața publică și ne-ai ține o prelegere despre decență și stil. Noi avem o stachetă, noi avem un termen de comparație. Noi avem înaintași. Bă, bă, neaștachetă, păi ne tăvălești prin valorile liberale cum dai peștele pe mălai, după care vii în fața noastră cu Daniel Constantin, serios? Unde, mă, oare unde vom ajunge cu genul ăsta de nesimțire? Sau cum să-i spun, mă, nerușinare? Chiar așa, mă, să nu simți deloc ridicolul? Daniel Constantin e viitorul acestei țări? Cu el faci, mă, reforme și aduci bunăstarea oamenilor? Noi am crescut pensiile cu 14% în an de criză economică, când doar Germania și-a mai permis creșterea pensiilor și creșterea pensiilor în Germania s-a făcut cu 4,3% în fosta Germanie de Est și cu 3,1% în fosta Germanie de Est, România a crescut punctul de pensie cu 14%. Alo, românii, n-ați aflat, nu? Păi ne spune Orban acum, Germania e județul Vaslui, mă, pe lângă România. Germania, să fim serioși, mă, mi-e și milă de nemți săraci. Nu vorbim despre indexare, ci despre o majorare începând de anul. Da. V-am vorbit de o creștere a pensiilor. Ați vorbit despre o indexare. Nu puteți să spuneți cum vreți, e o creștere până la urmă. Da, majorare, creștere, indexare, tot aia, bă, că cresc, nu? Hai, mă, că e logic, ce naiba. Și că, șicuță, vezi că ai stat prea mult în soare, mă, da. Indexarea nu face decât să readucă pensii sau salarii la puterea de cumpărare pe care o aveau și care s-a pierdut din cauza inflației. Deci nu cresc, s-au tot micșorat și sunt readuse la o valoare. Creșterea, pe de altă parte, este când chiar simt oamenii că pot face cu banii mai multe decât făceau. O să-l auzim pe șică cu de-alea. Hai, bă, să majorează, să micșorează, tot aia e, creștere. Hai, treci la umbră, Orbane, da? Că ți s-a încins hamei un rezervor. Na, ia-l și pe omul Voiculescu cu tine, ce bine vă stă, da? N-am nicio îndoială că sunteți capabili să ne oferiți o viață mai bună, da? O altă Românie. Dați-mi voie să nu vă dau răspunsul la această întrebare. Bă, ăsta, băluță și nu mai știu cum, primar la sectorul 4, le-a făcut plângere penală la DIICOD jurnaliștilor Cătălin Tolontan și Mihai Toma de la Libertatea pe motiv de grup infracțional organizat care, ce să vezi, l-a șantajat. Evident, omul n-are nicio dovadă, trage acolo la intimidare. Toma a preluat o știre făcută de alții, e de râsul lumii civilizate ce se întâmplă. Băluță își face numărul de PSD-ist. Da, cunoaștem astfel de manevre a la Oprișan, așa, am mai văzut și PSD și PDL-i și peneliști care se joacă de-a dumnezeii pe parcela lor. Dar alte două lucruri mi se par inadmisibile.
Îl vedem pe jurnalistul Cătălin Tolontan la DICOT, doamnelor și domnilor. Acolo a mers să dea cu subsemnatul pentru că primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a depus plângere împotriva mai multor jurnaliști care au publicat articole defăimătoare la adresa sa. E primul lucru inacceptabil în opinia mea, în condițiile în care 80% dintre dosarele din România pleacă de la investigații de presă, este că jurnaliștii au fost chemați imediat la DICOT. Ceea ce puteți să întrebați în stânga și în dreapta. Bă, nu se face chiar așa. Adună, mă, nene, niște probe întâi, verifică ce spune reclamantul și abia apoi, ok, hai să-i chemăm și pe cei reclamați. Păi pe modelul ăsta terminăm cu toată presa de investigații din țara asta într-o săptămână, mă. Și așa mai sunt trei amețiți care se încăpățânează să facă investigații ca lumea. Hai mă, le facem plângeri penale, să punem la treabă toți agaricii care o freacă pe la DICOT, în timp ce adevărata crimă organizată din România urinează pe instituțiile statului și gata, am rezolvat cazul, nu? Nici pe vremea lui Adrian Năstase nu-și permiteau ăștia asemenea acțiuni de intimidare. Dar, n-am vrut, mă, noi justiție făcută de procurori la televizor? Păi asta avem. Și altă chestiune, că ziceam că-s două. Iată ce zice Tolo, care n-a vrut să vină azi la noi la TikTok. Se fac cercetări în urma plângerii. Noi am văzut plângerea lui Daniel Băluță. N-avem niciun dubiu că ne-am făcut treaba cu standarde jurnalistice și în interesul public. N-avem niciun fel de emoție. N-am văzut pe nimeni din politică ieșind și solidarizându-se cu jurnaliștii chemați la DICOT în urma unor articole de presă. Vă zic, nu percepem monstruozitatea întâmplării pentru că așa am fost obișnuiți de la Matolache încoace. Da, cu înregistrări, cu toată lumea în cătușe, cu dat în presă amănunte care n-au legătură cu cauza și tot așa. Revin, e penibil pentru politicieni, mai ales pentru cei tineri, mă, useriștii, care se dau reformatori și care n-au spus nimic despre un politician care face plângere la DICOT unor jurnaliști. Iar jurnaliștii sunt și chemați acolo ca să fie întrebați de ce și-au făcut treaba. Nu, mă, nene, că nu te bagi în justiție, spui doar că nu ți se pare în regulă ca un politician să hărțuiască jurnaliști, atât. Da, na, cum spuneam, am plâns după justiție și dreptate până când nici nu mai știm ce înseamnă acestea. Ce să zicem, să fim mulțumiți că România încă nu deturnează avioane ca Belarus ca să aresteze jurnaliști care scriu împotriva regimului. Dar, dacă mergem pe linia asta, avem toate șansele să ajungem și acolo, nu? Domnilor, asta ne va trage în dărât. Iar azi, să vedeți mecherie. În primă instanță, în procesul civil pe care Băluță îl are cu jurnaliștii de la Libertatea, instanța a decis, încă nu există motivarea, ca Libertatea să șteargă 7 articole de presă pe care le-a publicat și în care apare numele lui Băluță. Atenție, nu articole despre Băluță, ci articole în care îi apare acestuia numele. Nu trebuie să vă explic de ce asta e dincolo de orice normă europeană, dincolo de orice jurisprudență. Mă rog, decizia e în primă instanță, vom vedea și motivarea, va fi atacată, dar altceva mi se pare foarte interesant aici. Și anume semnalul pe care îl dă toată această nebunie. Un semnal foarte, foarte periculos. Dacă s-a ajuns cu așa ceva la jurnaliști care au expunere foarte mare, care își permit avocați foarte bine plătiți, vă dați seama nu cum stau acum lucrurile prin țară, ci cum se vor întâmpla ele de acum înainte? Adică ce sursă își va mai permite să vorbească despre corupție și ce jurnalist local își va mai permite să scrie în condițiile în care mafiile locale, de multe ori cu sediul în filialele de partid, au la mână cam tot ce ține de instituții ale statului în această țară? Asta zic, noapte bună, România! E regretabil! Profund regretabil! Bun, mergem mai... Doc, mă scuzați, domnule, că vă... Bun. Am auzit bine, se mărește salariul minim? Da, sunt niște discuții la nivel european, da? S-ar putea să ne oblige și pe noi. Da. Abia aștept să-i zic dumneavoastră, dacă nu... Deci toți banii pe mâncare îi spargem. Exact, de ce mi-era frică cel mai tare. Oamenii sunt irresponsabili și sparg banii. Pe mâncare, doamnă. Nu mă interesează care sunt viciile dumneavoastră. Doamna Turcan, să rămână, doamnă. Bună ziua. Dar cum dați mai veni pe la noi?
Am un al șaselea simț. Așa? Care îmi spune atunci când se vorbește de salarii sau alte ajutoare sociale. Salarii sau? Cum adică? Cum adică salarii și alte ajutoare sociale? Adică salariul e tot un fel de ajutor social la dumneavoastră? Da, bineînțeles. Salariul este un ajutor social pentru cei care muncesc. Sunt așa niște bani pe care îi primește muncitorul ca să se întrețină în timp ce muncește. Dar e mai mult vorba de o mărinimie din partea patronului. Cum adică, doamnă, mărinimie? Așa bine, ce nu percepi? Păi, doamnă, stați, păi, haideți, nu, râdem, glumim, da. Deci, salariul ăla, pare că dumneavoastră nu înțelege. Deci, salariul ăla, da, e o sumă de bani pentru care omul muncește. Da, dacă puneți problema așa, nu e bine. N-ar trebui să muncești pentru bani. Ar trebui să muncim de plăcere. Pentru că munca este ceva nobil. Și într-o lume ideală... Muncitorul ar trebui să-i dea bani patronului pentru că îl lasă să muncească. Cum, doamnă, tot eu să-i dau, păi n-are destui? Așa, ca principiu. Haideți, doamnă Turcan, haideți că nu, lăsați principiile și spuneți-ne cum rămâne cu salariul ăsta minim. Uite, oamenii sunt, adică, de ce dumneavoastră nu sunteți de acord să crească și la noi salariul minim? Simplu, pentru că ar face foarte mult rău. Ce? Cui ar face rău? Oamenilor. Nu râdeți, oamenii când dau foarte mulți bani, așa? Își pierd mințile. Dar nu mai nasol decât de la sărăcie, doamnă. Adică... Nu, ați auzit cumva de blestemul câștigătorului la loto? Toți cei care au câștigat la loto au ajuns pe drumuri pentru că n-au mai știut ce să facă cu atât de mulți bani și i-au risipit și s-au ruinat. Da, vedeam, ați în geam la loto, doamnă. Dar păi erau bani nemunciți, doamnă. Și mulți, că ai de aici, e vorba de o mărire, doamnă. Pentru muncă. Auzi, mărire, nu vă e rușine? Dar ce-am făcut, doamnă? Nu, deci ați întinat nobilele principii ale idealuri, ale muncii. Dumneavoastră faceți asta numai pentru bani. E ca și cum v-ați prostitua. Vă rog să mă scuzați, doamnă. Cum, doamne, să-și cer scuze pentru așa ceva? E nebunit? Are dreptate, doamnă. Nu mai la bani m-am gândit. Dacă vrei, să știi că poți să te revanșezi. Cum, doamnă, spuneți? Păi am rămas cu mașina în șanț aici și ai putea să mă ajut să o împing. Să vă ajut? Adică să o împingi singur. Da, doamnă, dar cu o condiție. Care? Să nu-mi dați niciun ban, doamnă. Dacă îmi dați vreun leu... Mă simt jignit. În regulă, nicio problemă. Hai, bine, aici așa. Eu uite-vă la păcăliș și pe ăsta. Incredibil, bă, așa ceva. Deci este incredibil. Da? Ce faci? Stai și te uiți ca un popândău? A, nu, vin și eu, doamnă. Cum să nu? Cum să nu? Hai, bă, să împingem. Să scoatem pe doamna. Nu vezi că dă în gropi? Și acum vă propun să vorbim și despre lucruri serioase la această emisiune. Că destul, nu știu dacă ați văzut datele privind durata medie a căsătoriilor care se finalizează cu divorț. 8-9 ani. Eu tocmai am făcut 22 de ani, deci nicio șansă. Adică, uite, unii încercăm să ținem media sus, domne, ca la salariu. Să raporteze domnul Câțu, creștere pe medie, doar că nu merge. România are cea mai scăzută durată a relației de cuplu din Europa. Răzvan Anghelescu i-a întrebat pe români de ce divorțează. Vax populi. Divorțează foarte repede, cuplurile nu rezistă foarte mult. Ați găsit perechea potrivită, persoana potrivită. De ce, doamnă? Că, nu știu, eu satisfacție să divorțezi și să te cununești. Ce să mă cununiară. Da, e bine. Dar cine-i de vină pentru divorțurile astea, femeile sau bărbi? Ambele. Câteodată... Poate găsești unul mai dus cu mintea, așa, și degeaba ești tu pe mintea ta, așa, ori găsești una invers și... Îmi vreau să vă întreb și noastră, ați divorțat sau... Divorțat. De ce, domn? Cine a fost de vină? În mare vă întreb așa. Păi, el a fost de vină când avea stabilitate. Adică? Adică nu m-a vrea... Nu pot să... Și nu făcea nimica. Nu stați înșelat-o vreodată? Nu. Niciodată. Foarte frumos. Eu n-am înșelat-o că n-am avut. Că eu am fost numai în câmp plecat, în câmpul, am fost numai la oi, la stand de astea, acolo nu găsesc decât
Animale sălbatice. Da. Da, doamna, credeți că v-am înșelat și înainte de să plece în Spania? Da. Da. Da, 100%. Cu cine? Sau cum ați bănuit? Da, spune lumea. Se vede lumea care e... Îi spuneați, îi reproșați? Ce vă spunea? Ce spunea? Că nu e adevărat. Că îi spuneam, uite, aș zice cu tare, uite așa, și că nu e adevărat. De ce rezistă așa puțin un cuplu din România? Păi depinde de cum trăiești, cu sărăcia, de gelozeală, de una alta, de... mă rog. Și gelozia are un factor. Da. De ce? E vară un motiv, de pentru că intră, se împlăițează alții. Are mintea ușoară, le prostește. Cine ar fi mai de vină în cazul unei despărțiri, bărbatul sau femeia? Depinde care umblă prost. Și femeia din ziua de azi umblă? Da, da. De ce? Păi pentru că e mintea proastă. Eu pun în practică aici și situația bărbatului și situația femeii, datorită faptului că și bărbatul trebuie să aibă o modalitate comportativă cu femeia, datorită faptului când te însori cu ea și cu noi ei, măi, ai și tu acolo un devotament, ai și tu un mod de comportare. Aici revine devine un cuplu din care să rezulte faptul că dai naștere la copii, că ai o familie, că ai un locaș al tău de a te pune la adăpost, de a face o formă relativă cu prejunctul tău personal. Cu adjunctul tău, cu adjunctul, cu conjunctura asta așa, relativ așa și familiar și comodativ cu relațiile astea sentimentale. Ce se întâmplă de divorțează așa repede? Acum de situație, ori femeia, ori bărbatul. Nu se știe acum. Ce să spun? Poate. De ce? Păi nu mai are înțelegere. Nu se mai înțeleg. E de vină și femeia, câteodată și bărbatul? Normal. Intră, ba, ceartă, ba... gelozie, ba una, ba alta și de acolo revine toate. Am auzit de multe ori de gelozia asta. E un factor important, gelozia? Se divorțează cuplurile din cauza geloziei? Da, normal. De ce? Păi nu mai e înțelegere. Respect, iubire, totul se destramă. Aveți un prieten? Aveți Da, sunt măritată. Sunteți măritată? Da. S-a pus vreodată să vă amenințe soțul cu divorțul sau dumneavoastră l-ați amenințat vreodată? Nu. Niciodată? Nu. Dar există posibilitatea să divorțați de el vreodată? Așa din cel cunoaște? Poate. De ce? Nu știu. V-a supărat vreodată? Da, câteodată, nu. I s-a pus problema să divorțați de soț sau să divorțeze soțul, să vă amenințe cu divorțul? Nu. Niciodată? Niciodată. De când sunteți împreună? Sunt împreună cu el de mult. De câți ani? Nu prea știu așa câți ani. Da, de mult? Da. Și a vrut vreodată să divorțeze sau să... Nu. Niciodată. Care a fost secretul? Cum, de ce v-ați înțeles așa bine? Ne înțelegem bine cu el ca în copii cu el. A. S-a fost vreodată să vă înșele vreodată? Nu. Niciodată? Niciodată. Dumneavoastră? Nu. Nu l-ați înșelat? Nu. De ce are nevoie creierul ca să fie sănătos pentru cât mai mult timp, v-am tot zis în ultimii ani. Creierul are nevoie de hrană de calitate, nu fast food-ul și băuturile pe bază de zahăr nu reprezintă hrană, are nevoie de oxigen, de somn, de mișcare, de cât mai puțin stres, de relații pline de sens. Dar și de cunoaștere, de educație permanentă, iar pandemia asta n-a făcut decât să ne afecteze buna funcționare a creierului. Și cred că e important să vorbim despre asta. L-am invitat la Tilt Talk pe Vlad Ciurea, neurochirurg și profesor universitar. La cât a învățat și la câte creiere a reparat, omul știe exact cum se aprind beculețele când curiozitatea ne împinge de la spate. Dacă sunteți părinți, Vlad Ciurea vă spune cum nu trebuie să învețe copiii pentru note. Și ne spune o întâmplare cu notele din liceu ale lui Ion Țiriac. Da, înainte să facă primul miliard, Moș Țirii a fost și el la liceu. Stați pe prima.